bag o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit. Pentru câțiva dintre noi, tragedia de la colectiv a discreditat fenomenul rock. Invitat la mic dejun, Mircea Baniciu, un senior al rockului românesc, repune în drepturi una dintre cele mai frumoase experiențe muzicale. Dragi prieteni, bună dimineața! Când l-am întrebat pe interlocutorul meu de astăzi cu ce se ocupă mai nou, mi-a răspuns cu seninătate: strâng idei. Ei bine, abia aștept să aflu ce fel de idei îl mai întâmpină pe Mircea Baniciu. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bună dimineața! Păi ce ni se întâmplă nouă în ziua de astăzi e o ofertă extraordinară. Adică poți culege idei fără să te ostenești foarte tare. Sunt idei la fiecare pas. Doar să știi să le iei sau să te intereseze ce se întâmplă. În ce mă privește, ideile pe care le au eu ar trebui puse și într-un context, să-i spunem, mai muzical, și atunci lucrurile se mai complică puțin. Dar chestia asta cu strânsul ideilor... Bună dimineața! Bine ați venit! Bine v-am regăsit! El îl cheamă Ionuț. Da. Eu vreau ca de obicei cappuccino și croissant cu ciocolată. Desigur, asta te dorești? Și eu vreau tot un cappuccino cu niște apă. Sigur? Și un croissant, bineînțeles, fără ciocolată. Sigur. Ce drăguț! Nu ajută la nimic. Nutriționiștii oricum le taie de pe tot listă. Tot croissant se numește. Tot croissant se numește, da. Da. Pentru că tot ne-am dus la proporții culinare și alte capricii, nu puteam să nu vă întreb dacă aveți tabieturi de dimineață, așa, ca orice artist care a fost boem și s-a clasicizat. Păi, mă rog, momentul ăsta de boemie te cam împiedică să te clasicizezi, aș putea spune. Serios, rămâne în sânge, deci e... Rămâne în sânge, precum colesterolul, să mai schimbi așa câte ceva de fiecare dată. Cel puțin în ce mă privește, nu-mi plac lucrurile care se repetă. Noi, artiștii, fiind într-o mișcare aproape permanentă, deci azi de aici, mâine acolo, poi mâine, într-un ritm sau într-alt, nu avem o stare pe care au cei care au o slujbă constantă, cărora li se impune să fie prezent, să fie punctual. Noi, artiștii, avem libertatea de a face de multe ori mai mult decât își doresc alții și mai mult, poate, decât ne dorim noi. Asta într-un soi de libertate pe care ne-o adjudecăm. Mă refer la faptul că nu poți fără lucrul acesta. Sunt și fapte care de multe ori, să o spunem, frizează absurdul și ironia. Faptele sunt uneori atât de prezente. Am văzut venind o ieri la Parlament ca să distrug o lege care le mânca, dacă aș putea spune așa, pâinea. Au creat un moment extraordinar din care se pot culege foarte multe lucruri interesante. E un moment care se poate specula și artistic, vă zic. Deci distanța între oamenii ăștia care trăiesc pe munte și ăștia care stau în Parlament n-au nicio legătură unii cu ceilalți. De aici se pot naște niște lucruri, eu zic, de comentat. Ce contează câtă vreme există pretenția care face o punte, culmea, de la Parlament la transhumanță, atunci suntem în treabă, nu? Există lucruri pe care noi le putem lua drept teme care să ne inspire. Mă mir că Andrieș n-a făcut încă un cântec. Când ați început să fiți atât de atent la detalii? N-am avut încotro, a trebuit să fiu atent la detalii, pentru că fără ele nu poți construi un întreg. Detaliile sunt foarte importante, ele dau culoare, ele dau gustul, ele dau seva, ele dau aroma unui produs, aș putea spune, chiar artistic. Și eu trăind în Timișoara lucrurile merg mult mai lent decât aici. Am copilărit acolo. Hai să luăm lucrurile de la început. Foarte devreme, din anii 50 ai unei Românii întunecate, în care un foarte talentat puști locuiește cu mama lui într-un subsol, într-o casă frumoasă. Ați cumpărat casa aceea. Acum, vedeți, pe măsură ce trece timpul și revezi locurile copilăriei, spațiile și, în general, clădirile și tot ce se întâmplă
în zona în care copilul nu ți se mai pare atât de grandioasă, atât de monumentală. Așa e, totul se micșorează. Totul se micșorează. E, cam asta e senzația pe care o am și eu de câte ori revăd casa în care am locuit. Casa a fost luată de un inginer constructor care s-a ocupat să rămână mai mult decât a fost. Asta m-a bucurat foarte tare. El a venit la câteva din spectacolele mele și a zis, Baniciule, vină puțin să-ți arăt ce am făcut cu casa în care ai locuit. Și eram trecut în cartea de imobil, astea fiind foarte importante pentru poliție și securitate, ca să se vadă cum se mișcă lumea, cu cine și de ce. Deasupra încăpeilor în care locuiați cu o mamă atât de harnică și de hotărâtă ca fiul ei să câștige, aveați o bătrână profesoară de pian care absolvise conservatorul la Viena. Da, da, da. Și era o tipă haioasă care m-a prins din prima. Zice, asta e un pus simpatic care are talent. Și lucrul care pentru mine era cel mai interesant, avea un patefon pe care îl folosea și avea discuri din acelea de bachelită pe care... Era Mario Lanza, era Marino del Monaco, era Caruso. Mai știu ceva din poveste, că la 3 ani, pe când aceeași mamă aprigă vă ducea de mână într-un tramvai spre grădiniță, probabil. Da, ați început, sigur, să cântați în aglomerație, da, o arie de operă, clar, limpede, ca un viitor om de scenă. Da, da. Și Vatmanul a ieșit. Vatmanul a ieșit din cabina aceea, că eu am ținut minte și mirosul cabinelor Vatmanului, mirosea îngrozitor acolo, că fumau tot și nu deschideau geamurile alea. Și acum țin minte momentul ăla, a scos capul de acolo și a zis... Păi ăsta muzicant o să-l faceți. Și maică-mea s-a oripilat. Nu voia muzicant. Motiv pentru care m-a trimis la școală. Da, nu mi-a fost ce-i drept, nu mi-a fost foarte ușor cu școala. Mi-ați spus cum mirosea în cabina Vatmanului. Da, aproape da. Că am simțit și eu. Da, da. Dar vara cum miroseau sacii ăia de la siloz pe care în vacanță îi descărcați pentru a câștiga bani și pentru a avea toamna bani și pentru un concert și poate și pentru o cafea când ieșați cu o fată. Trebuia să strâng bani, fiindcă nu prea erau bani în casă și maică-mea mi-a spus, ai putere, da, hai că poți să ți-o folosești în așa fel încât să nu mai vii să-mi ceri. Și cred că asta a fost o lecție pe care mi-aș dori să o văd la foarte mulți dintre școlarii noștri de astăzi. Cu certitudine, vă era muzica în minte atunci când sacii vă intrau în nări cu mirosul ăla de grâu copt la soare? În Timișoara, în perioada aceea, veneau diverse concerte organizate de cei de la Osta sau Aria, cum îi se spunea înainte. Și-au adus, la un moment dat, o trupă federal, se numeau. Sunt multe, multe lucruri de povestit, apropo de sacii de... Așadar, nu v-ați dus la concert? Nu m-au lăsat să mă duc la concert. Erau niște șefi care se impuneau, trebuiau să se impună. Vedeți ce înseamnă interfața generozității? Pe de o parte, o intelectuală vă preda lecții de pian și de viață și de muzică, pe de altă parte, cineva strângea această generozitate de gât numai din invidia că simțea cu siguranță că are acolo un lucrător, un tânăr talentat care o să meargă repede și departe. Știți cât de importantă este lecția asta? Este fantastică. Ea nu se mai ghicește în seniorul de astăzi pe care fanii îl salută, îl admiră, doamnele își aduc aminte cu nostalgie când îi scriau, știu bine, saci de scrisoare. Probabil că mai erau și doamne, dar în perioada aceea erau domnișoare. Adică n-ați terminat atât de repede cu seducția. Eu zic că erau și doamne până... Doamnele îmi scriu acum, să știți. Îmi scriu înțeles. Câte o scrisoare. Deci ați ajuns la acest și nivel... Și mărturisesc că au dormit cu discurile mele sub pernă și răspunsul meu de fiecare dată este acum îmi spuneți doamne. Ei, da. Se mai poate recupera câte ceva. Eu știu că sunteți întreprinzător și câtă vreme îmi spuneți că pensia e un cuvânt care nu vă aparține în vocabular, nici sunt nu vreau sigură. Nu vreau să aud. Iată, atunci nimic nu e pierdut. Da, trebuie să mergem înainte. Deci obligat trebuie să mergem înainte. De fiecare dată când îți schimbi ritmul, mai ales la o vârstă destul de pensionată, aș putea spune, de înaintată, lucrurile nu mai poate să meargă normal. Și atunci te duci. Există și o glumă haioasă, apropo de doi bătrâni care povesteau de câți au murit. Uite, îl știi pe Vasile, ce? Păi zice, abia a apucat 3 pensii și a murit. Îl știi pe Gheorghe, da. Păi nici n-a luat a doua pensie și l-a călcat mașina, da.
Și al treilea a prins vreo 6 sau 8 pensii și s-a îmbolnăvit săracul de el. Și asta zice, mă, ăștia ori băga ceva în pensie? Cumva nu trebuie să bagi ăștia în pensie. Pensia e o chestie care te oprește din mersul tău de o viață. Și asta nu e bine. Am deschis sezonul al doilea aici la Mic Dejun cu un campion, cu prietenul dumneavoastră de o viață, Ovidiu Lipan Țăndărică. Mare spectacol a făcut, așa ca în deschidere de sezon. Ele dă energie debordantă. Dar știți ce mi-a spus? Dacă m-ai chemat pe mine, să-l chem și pe Baniciu și să știi că cea mai frumoasă declarație de dragoste pentru el e aia pe care i-o face publicul. Teteo, ne-ai făcut și de data asta să plângem de bucurie. Da, într-adevăr, da. Uite, mă bucur că aud lucrurile astea. Mie nu mi-a spus niciodată, dar uite-te că se poate să fie vorbit pe la spate și frumos. Iar Ovidiu este un coleg de, toți ne știm de 100 de ani, dacă nu chiar de mai multă vreme. Avem de povestit, har Domnului, fără probleme. Vreau să rămân tot în Banat, în vremuri de tinerețe, când nu cred că aveați 20 de ani, cântați la un strand, într-un club din apropierea strandului și acolo vine Nicu Covaci, care era deja un nume sonor, la fel de sonorei trupe Phoenix. Când treceau ăștia pe stradă, când treceau cei de la Phoenix pe stradă, pentru noi era stop cadru, nu pot să vă spun, ne opream să-i vedem, fiindcă ei erau vedetele Timișori în perioada anilor 60-70. Gândei mire lui, că nu-i nimeni lume ca mireasa lui. Uită-te la ea, frută e din cer și mândră ca o stea. Păi ce-o mai juca? La 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 la, și ce-o mai cânta? La 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 la, ce-o mai rope la opinț și-o face propria dânci. Dar nu ne vom opri până în zori de zi. Draga gâna câmpului la-la, iar răna și ei, roa norilor și florile de tei. Păi ce-o mai juca? La-la-la-la-la-la. Și ce-o mai cânta? La-la-la-la-la-la. Ce-o mai rope la opinci și-o face propria dân. Dar nu ne vom opri până în zori de zi. Hey! Erau niște modele hippie, așa, nu? Pletoși, impetuoși, în blugi. Două sau poate chiar trei dintre mamele lor erau croitorese. Ăștia au moștenit un dar, aș putea spune, sau o atenție deosebită pentru vestimentație. Și nu erau niciodată îmbrăcați ca ceilalți. Eu țin minte pe Bordeanu, care avea o eșarfă colorată vara, cu niște cămăși colorate, cu pantaloni strâmți, cu niște Adidas. Aveau și posibilități, fiindcă de regulă tot ce îmbrăcau era cam de afară, iar pentru noi era ceva... Mă rog, erau lucruri inaccesibile în perioada aceea. Erați deja student în anul întâi la arhitectură sau încă da, nu? Atunci când a năvălit Covaci și a spus, puștule, ai treabă? Treci pe la mine că va trebui să vorbim mai treabă. Și eu eram unul dintre fanii trupei. Vă gândeați atunci că veți deveni solistul? Nu. Am și insistat ca la petrecerea de sfârșit de liceu să invităm pe ei. Și bineînțeles că au fost de acord toți, că eram, într-un fel, din punct de vedere muzical, eram lider în clasă. Și m-au ascultat. Domnule, zic, hai să-i chemăm pe Phoenix, mă, că... Ați fost foarte popular tot timpul. Da, da, da. Am încercat să fiu eu. Nu cred că am fost altfel. Și dacă s-a nimerit să fiu mai deschis și să am deschidere înspre tot ce se întâmplă cu mine sau înspre toți cei care îmi sunt în preajmă, nu cred că e un lucru deosebit în ce mă privește. Cred că așa a fost dat să fie. Apropo de Phoenix, lucrurile
lucrurile au mers neașteptat în ce mă privește. Niciodată nu m-aș fi gândit nici măcar în visurile mele cele mai optimiste că voi fi pus în vârful echipei la un moment. Oricum, a fost o fericire scurtă și intensă. 1971 ați intrat în scenă cu ei. Eram un puști naiv care a intrat într-o gașcă de, eu le spuneam că-s perverși ăștia deja, păi ei aveau o experiență de viață mult mai bogată și de spectacole și de cluburi și eu eram un tip mai retras. Și cu toate astea ați spus cuiva, 20 de ani mai târziu, că în Phoenix era dictatură, la Pasărea Colibrii a fost democrație, democrație și chiar da. Prea multă democrație, pentru că în 2003 Pasărea Colibrii a zburat. Ei, tramvai, tu e tras și tras de cai. Ei, joven, ce umplai la Montjaten. Ei, unic, cum vor loc lui erai și. Ei, cancan, cu picioarele în tavan. Ceva exagerat. Anii au trecut în zbor și lumea ne-a uitat. Moțu Pitiș a fost primul care a plecat. Era directorul unui post de radio cu o funcție importantă, corespunzătoare unui ministru secretar da, de stat. Da, așa e. Mă duc spre anii de liceu, când mama v-a făcut o promisiune formidabilă. V-a spus, ai să primești o chitară în dar, așa cum ți-ai dorit. Dacă intri la liceu. Profesorii spuneau, o zic eu pe șleau, brânză bună în burduf de câine. Nu, eram neastâmpărat și mi-am și luat-o. Sunt povești pe care probabil că o să le scriu într-o bună zi. Dar înainte de a primi chitara asta, bătrâna cu care stăteam în casă m-a luat de mână și a zis, ia, haide să te duc la o fostă colegă de-a dumneaei care preda ore de pian. Am luat ore de pian până în clasa a șaptea. Deci din clasa a doua până între a șaptea mergeam regulat. Deci vă dați seama ce sacrificiu a făcut maica mea. Da, ați spus da. La un moment dat și am zâmbit așa trist că un oficial v-a întrebat mama Silvia și tata și ați răspuns și tata linie și el așa a și scris. Să scrie linie. Am spus-o doar ca să vă pot întreba repede dacă muzica vă vine dinspre mamă sau dinspre tată. Că mi-ați spus că tatăl era bogat și frumos, un bulgar, cancef, plecat din Cadrilater. Din Cadrilater. Bulgar, cred că probabil. Și macedonean era. Deci au fost foarte mulți macedoneni care au venit din Cadrilater în Banat. Și acum au înființat niște sate acolo. Ei au fost niște oameni foarte vrednici, harnici și care au făcut niște lucruri frumoase acolo. Dintre ei a venit frumosul de taică-meu de care s-a îndrăgostit maică-mea și iată-mă și pe mine pe aici. Dar când le spuneați altora, m-a ajutat de multe ori și fața, era vorba de această carismă și frumusețea tatălui. El a fost un om frumos, deci era aproape de 70, avea încă păr negru și o ținută foarte demnă. Deci era un tip pe care cred că l-am moștenit. Iar muzical, sunt convins că nu din partea lui a venit toată treaba, fiindcă el a insistat pe lângă maică-mea să mă îndepărteze de muzică și să-mi văd de școală, pentru că ăsta era lucrul cel mai important. Și maică-mea s-a străduit cât a putut ea. Dar... Ați și fost ca tânăr absolvent
de arhitectură la Arad, greșesc? Da, da. Și ați stat acolo într-un institut de proiectare cât 2 săptămâni? S-au mirat când am renunțat la post, fiindcă era un post foarte bun, era spații și sistematizare a orașului. Pe acolo, acolo se câștiga bine. Și ăștia s-au și mirat, cum Dumnezeule, de cât de prost poate să fie un băiat, zice, ca ăsta care să renunțe la o asemenea slujbă. Dar eu cred că înțeleg de ce, da. Pentru că dacă ar trebui să spunem adevărul și să-l spunem, da. Atunci, într-o lună, ați fi câștigat la acel institut cât luați, de fapt, pe un singur concert, concert cu Phoenix. Am dreptate? Să nu exagerez, nu toate concertele au fost atât de bănoase. Uneori rămâneam și fără bani, cântam și fără. Și pe gratis, fiindcă erau momente în care trebuia să faci lucrurile acestea pentru publicitate. Pentru prieteni, pentru prieteni, iubite, pentru fani. Exact, da. Cea mai mare tristețe a lui Mircea Baniciu a fost aceea din 77, când v-ați trezit fără formula concertistică în spate, nu? Când ați rămas chiar un trubadur singur. Am stat o clipă în loc să ascult ce freamăt lung se aude. Doar vântul apa scutura din ramurile rude, din ramurile rude. Și pașii mei poșneau ușor pe frunzele cărării. Mergeam în noapte tremurând de chinul așteptării, de chinul așteptării. Codrul întunecat, grădina mâna dreaptă, și-n fund o casă printre clopi, iubita prag mă așteaptă, iubita prag mă așteaptă. Așa țin minte ca acum, când ne chemam prin șoapte, prelung departe ați o pasăre de noapte, o pasăre de noapte. Mi se părea când ascultam copacii mari din față, că dușmani răi și nevăzut vor să-mi o ia din brațe. Și atunci bolnav o sărutam pe ochii mari pe tâmpă, și-n taină parcă așteptam, nu vreau să mi se întâmple. Colegii mei au plecat. V-au spus sau v-au surprins cu plecarea lor? A fost o discuție. Deci știați că vor pleca. Colegul Nicu Covaci, sigur că da, se punea la... Toți vroiam să plecăm în perioada aceea, dar nu oricum. Deci era o nebunie a celor de vârsta mea, care eram în Timișoara, fiindcă vedeam ce se întâmplă afară, vedeam pe televiziune. Eu nu cred că era o nebunie, nu se putea respira, nu era aer. Exact. Și cu toate astea, când v-au întrebat, spuneți, ați fost circumspect și ați întrebat... La rândul dumneavoastră, cine ne așteaptă acolo? De ce s-o fac? Ca artist să te duci într-o țară ca Germania este absolut, absolut aiurea. Atunci când nu cunoști limba, nu cunoști obiceiul... Știați un pic de germană, dar probabil puțin, că... foarte puțin, cât se vorbea în Banat. În Banat se vorbea o șvobească, așa îi spuneam, mă, acolo fiind foarte mulți șvabi aduși din perioada Mariei Tereza. Timișoara e un oraș cosmopolit. Sunt vreo 4-5 limbi care se vorbesc curent, da, în Timișoara. Da, mi-ați spus că ați traversat odată cu muzica, așa, razant mai multe culturi. Dar mergem împreună spre sud, că vreau să ajungem prin 1979 pe litoralul românesc, la Mamaia mai exact, pentru o întâlnire care mă interesează și e afectivă și pentru mine, pentru că e vorba despre televiziunea română. Acolo Vornicu a pus ochii pe tânărul Mircea Baniciu și v-a zis la un moment dat, în timp ce se afla într-o cârciumă la o masă, nu? Da, la Hanul Piraților, și acum nu știu dacă mai există. Era un bar cu o atmosferă extraordinară, se juca teatru acolo, erau pirați, era vaporul care se scufunda, erau trupe care cântau, iar acolo am fost invitat de ansamblul Banatului, chiar în vara anului în care au plecat ei. Dimineața-mi strică somnul, dimineața-mi strică somnul, visurile mi le pradă, visurile mi le pradă, ca să-mi lase viața fadă, ornicul îmi bate gongul și mi-aduce aminte că ai plecat. Toate-n par în jur străine, toate-n par în jur străine, lumea rece fără tine, lumea rece fără tine, amintiri
mi-aduc aminte că ai plecat. Și mi-aduc aminte că ai plecat. Te întreb pe tine, soare, dragostea purita oare? Te întreb pe tine, soare, dragostea purita oare? Erați în momentul în care căutați un drum de unul singur, exact. Și cred că Vornicu v-a și spus, ia baniciule să văd ce știi să faci fără trupă. Da, dar știți ce s-a întâmplat acolo? Nu aveam vestimentație de spectacol decât cea cu care am apărut în Phoenix. Ah, și interesant. Cântam cu o trupă în spate și cântam cântecele Phoenix. Și ăștia, mulți dintre ei au reacționat, zice, s-a întors Phoenix-ul. Fiindcă ceilalți erau sau nu erau atât de importanți pe cât eram eu. Prin 74-75, după Muguri de Fluier, după Cantafabule, Andrei Popa, de pildă, era aproape un imn național. Știți că m-am bucurat când am văzut pe pagina dumneavoastră de socializare, care, apropo, are vreo 146.000 de fani, da. Am văzut că de Ziua României chiar ați pus un videoclip cu Andrei Popa. Nu-l da. Știam. Da, Această da. Filmare alb-negru, care are probabil vreo 30 de ani. Probabil că l-ați prins pe Sergovici, regizorul din televiziune. El a venit și ne-a invitat în Buftea să filmăm cântecul ăsta, spunându-ne că în perioada lui Ceaușescu, bineînțeles, a fost singurul clip făcut cu păr mare, cu aspectul nostru real, nu cum ar fi dorit ei, să fim bărbieriți. Pentru înfățișarea asta erați toți niște indezirabili. Da, zice, vă chem să facem un clip, să filmăm piesa asta, zice, ăsta va fi un clip care nu se va da niciodată pe televizor. Și nici nu s-a dat. Nu s-a dat în perioada lui Ceaușescu. Ce bine că l-ați păstrat, că acum îl văd toți cei care... L-a găsit Doru Ionescu în arhivă, în arhiva televiziunii și l-a repus pe... Fenomenal, n-aș fi crezut vreodată că se poate întâmpla acest lucru. Zi și noapte, tocălane, trage pir din drumul mare și din țară peste tot, fug de pericul ce pot, fug de pericul ce pot. Tot ce l-are o pușcă plină, cu trei glonți la rătăcină, și nu-i pasă de nimic, Andrei Popa cel voinic, Andrei Popa cel voinic. E haiduc și e vestit, Andrei Popa cel voinic. E haiduc și e vestit, Andrei Popa cel voinic. Mergem mai departe, dincolo de întâlnirea cu Tudor Vornicu, care a fost aproape un impresariat magistral, pentru că v-a adus în studioul televiziunii române, ați înregistrat 4 piese care au avut un succes fulminant și urmarea lor directă a fost aceea că Electrecordul a luat piesele și s-au hotărât să facă un album, după care m-au sunat și au zis, Baniciule, vino în București sau vino cu coperta. Și am întrebat... Pentru ce? Pentru da. Ce copertă? Că nu am fost în Electrecord, n-am imprimat niciun disc. Și zice, păi ai un disc, ți l-au dat cei din televiziune,
piesele sunt foarte bune, vino să-ți faci coperta. Și mi-a făcut-o Seppi, Valeriu Seppi, cel care a făcut toate coperțile Phoenix-ului. La un moment dat, făcând un album best of, în care erau incluse toate imprimările mele mai valoroase, aș putea să le spun așa, când am trimis benzile pentru masterizare, inginerul de sunet mi-a zis, zice, mă băiete, zice, da, am stat și am tras cu urechea la înregistrarea asta, sunt mono. Păi zic, așa era în televiziune pe vremea aceea, se da. Făceau, imprimările erau numai mono, fiindcă nu exista televiziune stereo și nici color. Alb, negru și mono, era suficient. Ceea ce n-am piedicat nici succesul dumneavoastră, nici elanul fanilor, dovadă da. Că vorbim, practic ați ținut afișul aproape 4 decenii și faceți asta cu aceeași râvnă și cu aceeași dezinvoltură. Să-mi dea Dumnezeu încă pas. Precum fac, să vă dea Dumnezeu, așa cum fac toți campionii mei. De fapt, acesta e motivul pentru care am vrut să ne bem cafeaua împreună, deși nu v-ați atins de ea, aproape s-a răcit. Ați făcut o profeție destul de sumbră celor care treceau în boxe Marshall spre Germania căutând o glorie alta decât cea de pe meleagul românești. Nu s-ar putea spune că Phoenix-ul care a trecut granița a rămas același, deși eu mi-aduc aminte că v-am revăzut în festivalul Rock 91, vă dați seama cât timp în spate. Și dacă am numărat eu bine, erau peste 50.000 de oameni atunci. Da, au fost niște momente fantastice. Am cântat pe stadioane în ultima noastră perioadă. Cântam mai rar, la un număr extraordinar de mare de spectatori. Aveam și instalație pentru stadion și eram una din trupele cele mai bine puse la punct, aș putea spune. Mărturisiți-mi, nu e un fel de beție a puterii pentru un solist. Din păcate. Asta s-a întâmplat, dar nu cu mine. Înspre norocul meu. Deci nu m-am îmbătat niciodată cu vise de genul ăsta. Spre deosebire de mine, alții au făcut-o și au plecat miezând pe ideea că în Germania, spre exemplu, câinii sunt toți cu covrigii pe coadă. Ceea ce e departe de orice fel de adevăr. Și n-a fost ușor. Și acum i-am întrebat pe foștii mei colegi, zic, ai mai repeta chestia asta odată? Dacă ar fi să zice, pentru nimic în lume. Da. Și poate că n-a fost plecarea atât de grea și atât de periculoasă, pe cât a fost, de fapt, încercarea de a rezista și de a momentul de a da cu capul de o lume pentru care nu erau pregătiți. Nu erau deloc pregătiți și atunci a trebuit să dureze un an și ceva până s-au împrășteat fiecare spre locul pe care și l-au găsit și au făcut ce au făcut, dar în niciun caz ceea ce ar fi putut face aici în România. În mod surprinzător și șarmant în egală măsură, spuneți că tot ceea ce n-ați făcut v-a ajutat în viață. Probabil că acesta e unul dintre lucrurile care au jucat în favoarea destinului dumneavoastră și ar mai fi care. Păi ceea ce nu faci naște o dorință de a face totuși până la urmă și sunt lucruri pe care mi le doresc în continuare. Deci nu departe de ceea ce fac de fapt. Niște spectacole mai ample, niște spectacole mai bine editate, mai curate și mai frumos regizate și cu teme și idei valoroase. Cuvintele profesorilor mei din școală, asta cu brânză bună, purtof de câine, mi-au spus toți, măi, puteai să faci mult mai mult. Măi, atât am putut să fac. Balcanii își pun amprenta pe noi întotdeauna și lenea este unul dintre lucrurile care ne bucură din ce în ce mai tare, aș putea spune. Adică sunt momente în care chiar n-ai chef să faci ceva. Și mai ales în condițiile și în structura asta. N-am fost apreciați suficient la valoarea noastră. Din păcate, ultimele momente nu sunt cele mai prielnice pentru muzica pe care o facem noi și pentru, iată, cărțile care se citesc aici și pentru spectacolele valoroase. Poate că resursele, aceste energii de invidiat pentru unii, vin pe de o parte din familie, sunteți un tată tânăr și aveți 2 copii care promit foarte mult. Ana face muzică, Victor are câți ani acum? Victor are 11 ani. Mi-am dorit să îi țin departe de lumea asta, fiindcă e o lume mai complicată și o lume care îți oferă și, aș putea spune, și bucurii și satisfacții, dar și insatisfacții. Ați spus că e o lume alunecoasă, adjectivul e bun. Nesiguranța asta îți dă, la un moment dat, speranță și îți dă energia de a face ceva, să reziști, să fii acolo unde trebuie. Dacă nu ești acolo unde trebuie, te oprești. Vrând nevrând te oprești. Dacă nu te oprești tu, te opresc alții. Ați fost totdeauna la momentul potrivit, în locul potrivit? Nu întotdeauna.
dar în general am fost acolo unde trebuie să fiu, ca dovadă că am 60 și ceva de ani și sunt încă pe scenă și iată că lumea vine de fiecare dată acolo unde sunt, unde se pun afișe cu Baniciu și ăsta e un lucru care mă face să am încredere în ceea ce se întâmplă cu mine. Înțeleg că nu vă crispează niciun fel vârsta dumneavoastră. Nu vreau să vorbesc despre vârstă. Mi-ați spus, sau nu mie, altora mai mult decât în conversația de acum, că de ceva tot vă e frică, și anume de sărăcie. Teama asta mi-a fost călăuza dintotdeauna, fiindcă am trecut ce drept prin niște momente pe care le-am învins și care n-au fost atât de grave pe cât mi s-au părut mie atunci. Un artist nu trebuie să fie niciodată sărac, tocmai ca să poată rămâne artist. Așa păi că și eu împărtășesc această idee, dar nici foarte bogat nu trebuie să fie. Păi sigur că se lenevește. Da, lucrurile... Și când începe huzurul, încetează imaginația. Și imaginația, da. Sigur. Da, da, clar. Aș vrea să-mi povestiți un moment de maximă inspirație, să zicem, pentru că suntem în zona artistică, care v-a venit din preajma femeilor care v-au stat aproape. Au fost niște momente pe care le povestesc de regulă în spectacolele mele. Deci două dintre cântecele pe care le-am compus și poate unele dintre cele mai frumoase de dragoste care mi-au reușit, aș putea spune, au fost legate cumva de momentul unor despărțiri. De niște persoane foarte, foarte dragi. Primul dintre acestea se numește Șarfă în dar și un hit pe care îl știe, da, eram, sunt trei generații care îl fredonează, da, am auzit asta. După despărțirea de o foarte bună prietenă, o fată pe care chiar o iubeam, s-a întâmplat să ne despărțim și umblând năuc la un moment dat prin Timișoara, ajungând la un prieten, Victor Cârcu îl cheamă, el a scris versuri pentru Phoenix o bună perioadă de timp. Mă refer la Muguri de Fluier, Fată Verde cu Părul Pădure, se numește de fapt Ocnecă, Octec Țigan și așa mai departe. Deci multe, Nunta, toate cântecele celebre ale anilor 70 au fost scrise de el. Și m-am dus la el și m-a văzut că sunt posomorât și prins de ceva ce nu trebuia să se întâmple, bineînțeles. Și zice, hai să facem un cântec pe chestia asta. I-am povestit, bineînțeles, ce am pățit, ce s-a întâmplat, de fapt, nu ce am pățit. Aveam o temă care ar fi putut merge, zic, pe o idee. Deci, și a scris textul într-un sfert de oră, cântecul era gata. Cu ape de roșu, nopalul larg de al, și verde doar cal, pe chipul tău drag, eșarfă, da. Țin minte și acum, ne-am oprit din drum, ce bine mi-amintesc, ce clar, ți-am înfășurat eșarfă-n dar. A doua fază a fost cu George Țărnea, care m-a vizitat mulți ani mai târziu și eram iarăși într-un moment de indecizie într-o relație a mea. Povesteam despre femei, despre relațiile noastre, despre așa cum își povestesc niște bărbați la un pahar de ceva. Și într-un târziu zice, hai să-ți dau o poezie pe care, zice, cu siguranță ai să pui o muzică adevărată. Și mi-a dat o poezie, se numește Scrisoare de bun rămas. Sunt unele dintre, zic eu, cele mai apreciate cântece ale mele. Mă refer la cele care intră în subliminal, aș putea spune. Nu știu dacă ăsta e cuvântul, dar se duc undeva acolo, spre inimă. Și vă mărturisesc că și eu tresar câteodată atunci când cânt unul dintre cântecele astea. Și asta mi se întâmplă din ce în ce mai des, culmea, în ultima vreme, deși crezând că mă îndepărtez de momentele astea, de fapt ne apropiem de ele. Iubitor, câtă lume între noi,
cumpărător de flori din doi în doi. Și dintr-un ochi de dor necunoscut, câte zăpesc pe buze mi-au crescut. Când am să uit cum sună glasul tău, decât tot ceea ce-mi va fi mai rău. Și cum să pot în stere vânta, când nu mai simt ce înseamnă umbra ta. Nu simt ce înseamnă umbra ta. Păreți un om fericit și împăcat. Mai mult decât atât, când nu sunteți cu chitara și acum nu sunteți cu chitara, mai desenați? Da. Ca un arhitect cu nostalgie. Am nostalgia creioanelor și a pixurilor. Sunt întotdeauna... Și a scrisului de mână, am văzut. Și pe al dumneavoastră, da, da. Și desenez foarte des. Deci în momentele în care vorbesc la telefon sau uit cumva de mine, mă apuc și zice, cine a făcut asta? M-au întrebat unii dintre prietenii mei. Eu, păi zice, și de ce nu le pui în ramă? Zic, or să fie momente în care vor avea ocazia să apară într-un alt. Și îmi păstrez multe dintre desene, fiindcă sunt ale mele. Sunteți aproape singurul, cumva, poate chiar singurul dintre campionii mei de aici, cu care am avut splendide conversații. Și sunteți cel care mi-a spus că pe vremea lui Ceaușescu nu ați avut timp să vă gândiți la lucruri rele și nici n-a fost dureros pentru că aveați muzica și anii aceia au părut mai puțin întunecați. Pentru noi, da. Pentru mine în special, da. Eu când sunt întrebat, domnule, cum ai rezistat în perioada aceea, când era sfârșitul pământului aici, nu se găseau nici de unele, nici de altele, nici nu mă mai cred ăștia din generațiile mai tineri când încerc să le povestesc de ce a fost atunci. Și ei nu mai cred, ei nu mai poate să vadă lucrurile astea, așa cum străinii, spre exemplu. Ce bine că nu le mai văd. Faceți altă mărturisire, că sunteți în continuare surprins și acum după aproape 4 decenii de căutări în muzică, de timpul special și scurt pe care un artist îl trăiește în scenă, altfel decât ar fi ca o pasăre la sol, civil, la o cafea, cum suntem noi acum, adică rece. Sunt convins că nu sunt singurul căruia îi se întâmplă lucrul acesta. Pentru mine, cel puțin, timpul are altă dimensiune. Asta cred că e comunicare cu divinitatea, e clar. Deci comunici. E un soi de transă pe care ți-o poți explica doar atunci când ai luminile de scenă pe tine și când simți publicul care îți oferă energia de care ai nevoie și chiar mult mai mult, când simți că ceea ce faci tu este ceea ce trebuie. Ați putea trăi fără public? Sunteți? Sau e o narcoză? E un drog, da, e o narcoză, ăsta e cuvântul. Cred că e o energie de care ai nevoie. Dacă te-ai obișnuit cu ea, nu te mai dezveți, o dorești până la capăt. E ca și cei care au făcut, spre exemplu, aviație. În general, de toți cei care au făcut performanță, se leagă energia asta de care nu te mai poți despărți. Rămâi marcat de lucrurile astea. Unchiul meu, spre exemplu, fratele mamei mele, a fost pilot. Până a murit, avea machete de avioane în casă
și se juca cu ele, le monta și nu știu ce a rămas. Păi, cu... Și dumneavoastră aveți acasă un studio? L-am și o chitară, mai multe chitare, mai multe, muzica în minte, tot palmaresul programe de în studio, spate. Dar acceptați acest scenariu final, care oricum e provizoriu, domnule Micea Baniciu, dar să ne jucăm un pic. Sunteți la judecata de apoi și zice Dumnezeu, care de atâtea ori v-a luat cu palma și v-a pus așa ca pe un fulg de zăpadă în locurile unde trebuia să fiți. Și același demiurg vă cere o singură piesă muzicală pentru propria sa bună dispoziție. Ce i-ați fredona? Sau ați compune una special? Cred că aș compune una specială, pe care încă n-am compus-o și pe care cred că ar fi timpul să o compun. Ați spus cândva foarte frumos pentru cei care au știut să citească asta. Piesele mele fierb. Sunt convins că fierb încă niște momente pe care va trebui să le transpun în muzică. Lucrul acesta mă face să fiu încă prezent, să fiu precaut și să fiu atent la tot ceea ce mă înconjoară, în așa fel încât să merg mai departe exact așa cum am mers până acum și poate mai bine. Să înțeleg din această mărturisire că nu v-a părăsit niciodată un fel de al șaselea simț care v-a spus care e drumul și care ar putea să fie clipa în care să schimbați direcția. Încă nu a venit acel moment. A spus un prieten al meu care a plecat în America, poate unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, cu care am stat foarte mult de vorbă și care e un tip de la care am învățat foarte multe, am învățat împreună de altfel foarte multe. Zice, lucrul cel mai important al vieții tale până acum a fost intuiția. Ai intuit exact unde trebuie să fii, când trebuie să fii și poate și de ce. Cred că aceeași bună intuiție vă va face să vă întoarceți la o conversație următoare. Oricând, mulțumesc! Oricând, mulțumesc! Mulțumesc! Ileana! Eu n-am știut că ați făcut arhitectura, deci arhitectura a dat cei mai importanți artiști ai României. Baniciu și Andrieș. Da. Ileana are un fiu arhitect, da? Da. Cred că ați observat că v-am pus multe păsări colibri aici. Și la ce filmat? Da, din păcate am vorbit destul de puțin despre și sunt toate colorate, sidefate. Da. Mulțumim. Îmi face plăcere că v-a plăcut să veniți la noi. Da, chiar că mi-a făcut plăcere și aș mai sta. Sincer, mai putem face ediții. Păi să deschidem un foileton. Facem un foileton, exact. Și poate o găsim o altă formulă așa și puțin mai muzicală. Da, voi găsi sigur, în arhivă da. Ce ați povestit aici, da, că eu sigur. În spate mi-am luat... Păi e și Eșar Fândar și mi se pare și Scrisoare de Bun Rămas, e și Andrei Popa, sunt da, și... Da, vorbesc cu depinde de ce puteți să vă alegeți orice de acolo.